covrigei rustici cu nucă. Ia uitați cum arată. Așa. Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi o să facem covrigei cu făină integrală și cu nuci. O să avem nevoie de 100 de vin, 100 de ulei de măsline, 45 de nuci măcinate, un praf de sare și făină, circa 300-320 de făină integrală. Vin alb. Deci cântărim totul în grame. Deci ajungem la 200. Sarea o puneți după gust. Așa. Le zdrobim și apoi făina o adăugăm circa 300 de grame de făină. O să punem mai întâi puțină. Am pus 230 și amestecăm. Acum am să adaug și nuca. Amestecăm. Și acum am să mai adaug puțină făină, că aluatul este moale, deci în jur de 300. Deci am avut 230. Vedeți că aluatul este destul de mare, să dau așa mai în față. Așa, să se vadă. Dar puteți pune și susan, și mac. Zilele trecute am făcut cu mac. Puteți pune și chimion, dacă vă place. Și alune, tot ce doriți. Nu voi unge, nu voi pune nici hârtie de copt, că nu este nevoie. Și acum vom tăia. Ca să dăm formă la covrigei, că dăm formă. Deci o să iasă așa covrigei rustici. Și răsucim. Simpli. Și punem aici. Și acum rupem în două și facem. Vedeți? Așa. Încet, încet și cu răbdare. Se văd și bucățile de nucă. Eu nuca am prăjit-o puțin. Ia uitați, tava noastră este gata. Și acum o dăm la cuptor. 15 minute, 180 de grade. Am sus și jos. Așa. Ia uitați, vedeți? Aceasta este rețeta de astăzi. S-au făcut. Așa, sunt fierbinți. Și sunt buni.